Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Societatea Științifică Cygnus și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, alături de Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială George Voievitca Câmpulung Moldovenesc și Școala Gimnazială numărul 2 din Vatra Dornei au organizat în perioada 3-7 ianuarie 2024 Tabăra Națională de Fizică, Astronomie și Astrofizică Marin Dacian Bica, ediția a 10-a. Partener al acestei ediții a fost și Primăria Municipiului Vatra Dornei. La finalul taberei, elevii au participat la două concursuri, Concursul Național de Fizică Marin Dacian Bica și Concursul Național de Astronomie și Astrofizică Marin Dacian Bica. Concursuri cuprinse în ultima perioadă în calendarul național al competițiilor școlare ale Ministerului Educației. Tabăra și concursurile școlare au avut două secțiuni, secțiunea de fizică, la care au participat elevii din clasele 6-12, respectiv, secțiunea de astronomie și astrofizică, pentru elevi începând din clasa 1 până în clasa 12. În cadrul taberei au fost desfășurate sesiuni de pregătire pe clase, pentru disciplina fizică și pe ateliere la astronomie și astrofizică. La această ediție au participat 240 de elevi și 40 de cadre didactice din 21 de județe ale țării. Alături de aceștia, în calitate de mentori, au participat 3 olimpici internaționali care au avut calitatea de mentori pentru elevii din tabără. Respectiv, au fost lectori alături de cadre didactice, au îndrumat elevii la observații astronomice cu telescoape și au fost evaluatori la probele din cadrul concursurilor școlare. A transmis principalul organizator al manifestării, inspectorul general adjunct profesor dr. Petru Crăciun. Elementul de noutate al acestei ediții oferite elevilor a fost reprezentat de coordonarea atelierelor de către mentori, foști sau actuali olimpici internaționali și elevi recunoscuți pe plan național și internațional. Mentorii au ținut cursuri, au propus subiecte pentru concurs și au făcut parte din comisia de evaluare a tezelor. De asemenea, în cadrul taberei a avut loc o sesiune de comunicări științifice pentru cadre didactice, iar lucrările prezentate în rezumat au constituit parte a broșurii realizată cu ISBN în cadrul taberei. Olimpicii internaționali și mentorii taberei au fost Andreea Boldureanu, din clasa a 10-a de la Colegiul Național Iași, medaliată cu aur la ediția 1-a a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, România 2022. Emanuel Mendelson Mendel, elev în clasa 11-a la Liceul Internațional de Informatică București, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Astronomie China 2023 și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Polonia 2023 și cu multe medalii în anii trecuți la Olimpiadele Naționale și Internaționale de Fizică, Astronomie și Astrofizică. Și David Palagianu, din clasa a 10-a de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava, medaliat cu aur la prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, România 2022, medalia cu argint la ediția a 2-a a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, desfășurată la Volos, în Grecia, anul 2023, și finalist la Olimpiada Internațională de Astronomie din China 2023.